Bună ziua, doamnelor și domnilor, mulțumiților și stimaților, vineri! Gata, am început? Da. Bun. Bună ziua. Bună ziua, noi când trebuie de... Am început, nu? Adică... Dan Vasiliu, bine ai revenit în platourile... Bine v-am regăsit pe platourile studioului Roman 24 online. Pentru că e vineri, vine sfârșitul de săptămână. Da. Vorbim astăzi și despre donarea de sânge. E o idee foarte bună pentru toată lumea să facă treaba, pentru cei care pot, bineînțeles, să facă treaba asta, să doneze sânge. Nu era nevoie neapărat. Știți că primarul municipiului Roman a decis să facă o tombolă prin care să iasă cineva câștigător și să ofere premii cumva pentru cei care își fac datoria civică. Nu știu dacă e datorie civică asta, e mai mult morală donarea de sânge. Nu știu, pe mine nu mă... Deci, da, tu ești donator. Sunt donator, dar am pierdut tombola pentru că am donat săptămâna trecută. Da, tu primești un premiu așa de popularitate, nu... Da, nu mă încălzești cu nimic. Eu am zis că atunci când o să donez în septembrie sau în decembrie, atunci o să primesc o săptămână gratis la strand. Da, dar în decembrie și o să faci patinaj. Nu, că am înțeles că iarna o să rămână ca patinoar, nu? Nu, nu cred. Nu? Nu, nu, pentru că gheața s-ar putea să afecteze bazinul și atunci nu se lasă apă în bazin pe timp de iarnă. Se scoate apa cu tot. Da, da. Am înțeles. Având în vedere criza accentuată de sânge, vedem știrea? Eu știu, e scurtuță. Hai să vedem puțin sânge, să vedem ce se bagă exact acu. Primarul despre criza de sânge și despre modul în care a decis să atragă cumva donatorii către donarea de sânge. Vedem informația și ne întoarcem să o comentăm. Având în vedere criza accentuată de sânge din spitalele românești și din cel din Roman, conducerea primăriei lansează o campanie publică de donare de sânge, pe care o încurajează prin instituirea unui premiu care să stimuleze gestul de a oferi picătura salvatoare de vieți omenești. Campania de recoltare se va derula pe parcursul lunii august la punctul de recoltare a sângelui din dispensarul policlinic. Am lansat o campanie, Romașcanii salvează vieți. Inițiator și parteneri sunt Primăria Municipiului Roman în parteneriat cu Centrul de Transfuzii Sanguină Piatra Neamț, Spitalul Municipal de Urgență Roman. Prin această inițiativă noi dorim să încurajăm locuitorii orașului să doneze sânge și totodată să-i conștientizeze cu nevoia permanentă de produse sanguine din unitățile medicale pe cetățeni, nevoie care poate fi acoperită doar prin efortul nostru al tuturor. Campania se va desfășura în perioada 31 august, la sediul punctului fix de recoltare din ambulatorul de specialitate a Spitalului Municipal de Urgență din Roman, strada Tineretului numărul 28, etajul 2. Primăria s-a decis să instituie și un sistem de premiere a celor care se decid să doneze sânge stimulent, ce se va acorda prin organizarea unei tombole. Programul pentru donare este zilnic, între 7 și 11, aproximativ 10 donatori pe zi, conform programării la sediu sau telefonic. Noi propunem să lansăm și un premiu pe care îl vom lansa printr-o tombolă la trageri la sorți dintre donatorii care vor merge acolo, astfel încât să, dincolo de motivarea că a fi donator este o acțiune făcută din suflet pentru a salva o viață de om, pentru că donăm 450 de mililitri de sânge, putem salva până la 3 vieți omenești. Edilul șef al municipiului face un apel public către romașcani să se înscrie în această campanie salvatoare de vieți omenești. Acum fac un apel pentru orice alt romașcan sau cetățean care ar avea nevoie pentru a-și salva viața de o picătură de sânge. Cred că solidaritatea umană este lucrul cel mai nobil pe care îl avem oricând în portofoliul umanității noastre și cred că putem da dovadă de acest lucru întinzând mâna spre viața celuilalt. De aceea, până la urmă, donarea de sânge nu presupune niciun risc pentru sănătatea donatorului și până la urmă, din povești, din evenimente, din tot ceea ce analizăm, vedem eroi pe care îi stimăm și îi aplaudăm, fizic sau în suflet. Toți donatorii de sânge care vor intra în campania inițiată de municipalitate vor primi și câte un bilet de intrare în ștrandul municipal. Salariații primăriei vor participa și ei la această campanie, fiind înscriși într-o bază de date. Primăria Municipiului Roman susține și mediatizează această campanie. Mai mult va oferi tuturor donatorilor, în cadrul
derulării campaniei bilete gratuite de o zi la strandul din interiorul complexului sportiv și de agrement Moldova. Deci venim cu lucruri concrete. Și de asemenea își va înscrie și angajații dornici să doneze sânge într-o bază de date. Iar când centrul de transfuzii va avea fi în criză, aceștia să reprezinte o resursă importantă să-și poată ajuta semenii. Însuși primarul municipiului Roman va deveni donator voluntar de sânge pentru a oferi un exemplu marii familii romașcane dispuse să se înscrie în campania de recoltare de sânge. Donatorii vor trebui să cunoască care sunt cerințele medicale în care cineva poate deveni donator de sânge. Despre sânge, ați văzut criză de sânge peste tot, nu e nicio noutate, vedem un sistem sanitar, un sistem de sănătate în România care e defect de la cap la coadă, nu știu cum naiba reușesc ăștia totuși să-l mențină funcțional, lipsește din spitale absolut orice, inclusiv, nu o să vă veniți să credeți, sânge. O noutate, nu că sunt ironic, da? Dacă mergem pe ideea că lipsesc fașe, lipsesc pansamente, instrumentar... Fașe sau feșe? Fușe. Din pansamente. Alea, așa, da? Să nu ne mai mirăm că lipsește sângele, corect? Sângele depinde de oameni, depinde de donatori, de numărul donatorilor, de cum sunt stimulați și motivați ca simț civic. Dar vrei să vedem cumva evoluția motivației în timp, într-o perioadă ce... Eu am donat vreo 30 de litri de sânge până acum. Ai de unde? Și am început să donez târziu, după 30 de ani. Am avut intenția de a merge să donez și înainte de prima donare, da? Deci între 20 și 30 de ani. Dar tot timpul am găsit... altceva de făcut ca să n-ajung dimineața acolo, pentru că numai dimineața se donează în prima parte a zilei. Sunt explicațiile logice. Medicale. Medicale, da, da. Deci nu se donează în trei schimburi. Bun, cineva propunea treaba asta odată. Nu motivația, motivarea. Cum te motivează? Cum te stimulează? Am mers prima dată și am donat de nevoie pentru un prieten, Dumnezeu să-l ierte. După aceea am donat la aproape un an și aș fi avut timp în anul, de la prima donare până la a doua donare, aș fi avut timp să mai donez o dată sau de două ori. Dar iarăși, scuze, stai că am altceva de făcut și asta. A doua donare am făcut-o. Deci prima donare pentru acel prieten, a doua donare am făcut-o pentru că aveam nevoie de o zi liberă ca să merg la un interviu și să schimb locul de muncă. Deci nu a fost cu gândul la cei care vor folosi sângele. Aia a fost motivarea, așa, cu o zi liberă. Ziua aia liberă care am avut nevoie. Cred că a fost singura zi liberă, deci din 60-70 de donări câte am până acum, a fost singura zi liberă pe care am luat-o de la donare. Da, acum deci, se mai dă ziua? Da. Deci firmele serioase iau în calcul treaba asta, angajații care merg și donează au acea... Firmele serioase. Pentru că sunt firme care nu... Te-ai dus și-ai donat ce-i treaba mea, da, și în corect. Codul muncii scrie treaba asta că se dă o zi liberă. În codul muncii, da, cred că e trecut și în codul muncii acest lucru. După care, deci după a doua donare, am început să donez relativ constant la intervalul permis. Odată era la două luni, acum e la 75 de zile pentru bărbați, 90 de zile pentru femei. Uh-huh. S-au făcut niște modificări, niște schimbări în regulile de donare. Bănuiesc că sunt monitorizate aceste donări ca și efecte de după donare și s-a ajuns la concluzia aceasta, nu la două luni, ci la 75 de zile pentru a se reface sânge din organism. Ok. Dar în continuare ei îți oferă ziua asta liberă. Te întreabă. Nu și retroactiv, adică la un moment dat să intri în concediu vreo 7 luni? Uite, ar fi vreo două luni de concediu la mine. Să zic, s-ar aduna că de câte donări ai tu făcute, sunt tot ei. Câte o zi și pang, concediu pe care ți-l oferă primarul gratuit în ștrand. Da, deci ai zilele libere plătite, deci asta e clar că zile libere plătite, da. Și mai beneficiezi și de treaba asta,
ai donat de 3 ori sau de 4 ori într-un an, îți iei toate zilele libere. Da, fie ideea, nu? Deci hai să ne gândim. Într-o perioadă se dădeau bonuri alimentare, nu știu dacă îți mai dau bonuri alimentare? Se dau bonuri valorice. Așa. Deci tichete de masă. Tichete de masă, da. Mult mai simplu. Aici era o problemă care pentru unii... Mă, unde vreau să ajung? Hai că tot încerc să te trag încolo, dar nu vrei deloc să mergi cu mine, da? Sunt o grămadă de oameni care trăiesc pe legea venitului minim garantat. Sunt o grămadă de oameni care se plâng că statul nu are grijă de ei. Sunt o grămadă de oameni care sunt moritori de foame și nu mișcă un deget. Vere, măcar du-te și donează dracului că i-ați dau o mâncare. Nu, faci o treabă, ajuns pe cineva. Donează. Deci, mulți din cei care sunt la donare, n-aș spune majoritatea, sunt din oameni cu venituri mici. Înțeleg foarte bine. Și cei care sunt care trăiesc din ajutorul social. Acum să nu înțeleagă lumea că, băi, trebuie să-i folosim pe ăștia pe post de plumb și de sânge. Care e fața? Că am pus odată un partid, a chemat la donare și au venit oameni de la ajutorul social, oamenii ăștia. Iarăși, deci manipulați și trimiși de către partid, bănuiesc ori promițându-se ceva, ori stimulându-i în plus față de acele etichete. Clar, aici avem niște reguli foarte clare la donare. Să nu fi avut anumite boli. Da. O chestie care are explicație logică, nu intru în amănunte, că am rămas surprins, după aia mi s-a explicat, am cerut explicații și doamna de la donare de aici, din Roma, doamna Petre, a fost foarte amabilă și mi-a explicat cu legea în mână, cu tot, absolut, și din punct de vedere medical. Clar că există niște reguli clare, da, corect. Da, veniseră niște tinere domnișoare care arătau foarte bine și au fost restrise la donare pentru că nu aveau 60 de kilograme. Mă mir că se ține cont de chestia asta. Se ține cont. Pentru cantitatea din sânge în funcție de greutatea noastră. Aha. Și ai... Te să ai 60 de chile ca femeie, păi e dezastruos pentru domnișoare. Cum să ai 60 de chile, doamne feri, nu? E, dacă la 1,75 m, 1,80 m, n-au problema asta. Dar vezi câteva frumuseți așa, care au 40-45 de chile. Plus 15 kg în silicone, că na. Da, dar nu. Și 8 kg de machiaj. Da, uite, așa se poate rezolva problema. Da. Da. Deci, sunt anumite reguli pe treaba asta. Să vină cei care, și sunt oameni, dacă ai să mergi în perioada sărbătorilor pascale și în perioada sărbătorilor de iarnă, da. Așa, ai să vezi mai mulți donatori. Pe corect, încearcă să-și rotunjească cumva. Da, da. Deși mă înțeleg, mă lor, mă îmbuibați, mă. Uite, stau și mă uit la declarația lui Dan Tudorache, Tudorache. Primarul sectorului... Ceva de la sectorul 1 de la București, da? Astăzi am pus mai devreme pe Facebook. Am râs și după aia am plâns și după aia l-am înjurat de mamă, că da, el săracu 1000 de euro trăiește de pe zi pe alta, declarație oficială, adică... Da, a mai fost o vacă din Parlament care a spus că, iarăși, banii din salariul de parlamentar nu ajung nici pentru coafor. Nici pentru coafor, da. Da, deci sunt cretinei de ăștia, sunt votați de oameni... Ce nivel se hotărăsc oamenii ăștia să trăiască? Adică vorbim deci, de oameni nicio problemă. Da, haideți să trăim cu toții cu 1000 de euro pe zi. Eu sunt pentru, nu pe zi, pe lună. Nu, eu am zis pe zi, el așa a zis, de la o zi la alta nu-i ajung 1000 de euro, da? Da, deci, okay. Hai să ridicăm standardul, dar hai să fim serioși, ce trebuie să facă omul politic pentru a-mi crea mie posibilitatea, mie ca om de afaceri, da. Să am o afacere prin care să plătesc la suma asta, de nu stai puțin, pentru că aici e chestia că sunt oameni care câștigă banii ăștia. Da. Sunt oameni care muncesc din greu ca să câștige banii ăștia. Au o afacere care au construit-o în 10, 15, 20 de ani, da. Sau 26 de ani, deci de 90 tot au construit afacerea asta la modul serios, fără ajutor de la stat. Sunt alții care au contracte cu statul și câștigă banii ăștia și sunt acei oameni care au trăit din comisioane grase, corect. Pentru că au avut niște funcții de politice, un amic. Acum avem cu toții măcar un prieten care e afacerist sau, în fine, se chinuie, mai ales pe zona asta romani, se străduie să supraviețuiască cu afacerea, într-adevăr, de la o zi la alta. Fără să aibă afaceri cu statul. Fără să aibă afaceri cu statul. Dar știi de ce? Că vine chestia foarte interesantă și îl citez din memorie, încerc să-mi duc aminte. Frate Neamț, uite care e problema. Practic, eu am o afacere, am băgat
o gârlă de bani și încerc să o țin pe picioare, am un partener care este invizibil și care e statul, că eu îi dau jumătate din ce câștig. El mi-e partener cumva la profit, dar nu mă ajută cu nimic. E un partener invizibil și inutil pe care eu îl plătesc fără ca el să-mi trimită ceva înapoi vreodată. Statul român, el îmi ia 48 sau 49 sau 50% din ce câștig, da, îi dau statului. De ce? N-am înțeles că el e acolo tot timpul, dar nu mă ajută cu nimic. Nu vine la bucătărie să-mi facă pizza, nu servește la mese, nu îmi face curățenie pe jos. Nu are grijă ca oamenii angajații mei să beneficieze de un sistem de sănătate ca lumea, da, un sistem de învățământ ca lumea. Nu participă la salarizarea lor, da, nu, da, face nimic. E un partener invizibil și inutil. De ce îl plătesc? N-am înțeles. Ca să facă cu banii care îi plătim din impozite, TVA, impozite, da, cu toții plătim, deci statul e partener cu toți. Cu toată lumea, da. Da, deci l-a luat. Tot, ne la profit, evident. Deci TVA-ul 20, 19, 9% cât este, depinde de produs, așa, cu acești bani statul face să funcționeze anumite instituții. Anumite instituții pe care oricum le plătești când te duci tu acolo. Din păcate, da, deci, da. Dar hai să, în fine, deci plătește politicienii, da, parlamentari, care nu se descurcă cu 1000 de euro, trebuie la o zi la alta. Că ăsta e și parlamentar și mai ia 1000 de euro și de acolo. Poți să fie și primar și parlamentar? Da, dracu să ia, că poți să mă aștept la orice. Se plângea, apare undeva în articol, n-am stat să bat, da, capul foarte mult, pentru că l-am, da, întâmpinit de genul ăsta. Hai să vedem aici. Deci avem nesimțiți, avem un stat care nu vine în sprijinul oamenilor de afaceri. Deci eu aici spun, nu să mă ajute pe mine dându-mi, pentru că nu asta e ideea. Da, dacă nu se vede să-ți bagi în traistă, evident. Exact. Dar să-ți dea voie să-ți bagi singur. Să dea voie să avem undița fiecare. Corect. Să ne pună la îndemână undița respectivă, facilitându-ne accesul la baltă, pentru că umblând la baltă, da, noi dăm statului 50%. Îi dăm chiar mai mult. Deci 20%, iarăși, repet, TVA-ul și așa mai departe. Bun, aici pe partea de donare. Da. Este o inițiativă bună a primarului. Nu știu exact în ce să constea, premiul pe care îl... Nu, dar el așa a spus că dă acea zi gratuită... Fiecărui participant. Toți. La donații, toți. La donare, da? Toți participanți, toți donatorii de sânge, deci, primesc intrare gratuită la ștandul municipal. Da. Corect? Dar există o tombolă pe care vrea el să o facă, corect? Da. Care, din tombola aia, cineva va câștiga un premiu. Nu știu despre ce este vorba. Chestia că, uite, și primarul va deveni donator voluntar de sânge. Da. Așa? Bănuiesc că a donat cel puțin o dată până acum, ca să știe că totul e în regulă și să poată dona. Greutatea îl ajută, deci nu-i... Tot nu-i vorbea, ce vrei? Starea de sănătate, cred că este bună, da, deci n-ar... Da. De ce să nu? Sunt persoane care, când văd acu, deci nu suportă. Foarte bine, deci, ei a dormit, nu mai simt. Sunt persoane cărora le-a fost rău, deci la dacă prima donare și... Se anesteziază singur, ei și rinichiu, vezi și tu ce mai poți. Deci eu și pe cei care cunosc, care donează sânge constant, deci nu au avut nicio problemă și nu... Și, cum să spun, sunt iarăși o chestie care sunt chestii care circulă aiurea, că devii dependent, că de dacă, ce, nu dacă nu donezi, după aia ți-e rău, te doare capul, că nu știu ce. N-are. Credeți-mă că am donat constant, după aia n-am avut cum să donez mai mult timp sau să merg la timp la donare, n-am avut absolut nicio treabă. Deci nebunelele nu mi-au venit din treaba asta. Mai degrabă, deci când se golește organismul de sânge e bine, mai rău e când se golește contul de bani, e mai rău, da, și reacționezi și poți să facă rău și, corect, și așa mai departe. Donarea n-ar cum, deci, numai bine poate să-ți facă donarea de sânge. Cu mai puțin sânge, te mai descurci. Da, cu mai puțin fără bani, e cam greu. Cam greu. Deci e o chestie bună. Felicitări primarului pentru idee, dacă este ideea lui.
Felicitări că a pus-o, că o pune în practică. Îmi pare rău că nu beneficiește de biletul ăla. Poate și conducerea spitalului sau spitalul municipal sau policlinicii, unde se face chestia asta, că scrie aici undeva la... Centrul de donare care se află în policlinică. Deci, centrul de transfuzii, denumirea nu mai contează. Poate ar trebui și ei să facă o campanie mai... Ei de aici, de pe loc, n-au ce să facă. Fondurile sunt la București și sunt campanii. Sunt campanii și, cum să spun, de zeci de ani. Se dădea o masă. Acum 40 de ani. Dar încerc să spun că sunt aproape invizibil, mă, cu campania asta. Nu neapărat că sunt invizibil. Atâta vreme cât apar în știrile televiziunilor... Că a spus primarul chestia asta. Știrile au fost. Tot au fost. Și lumea se duce, de exemplu, după colectiv, au fost cozi imense. Da, pentru colectiv. Exact. Deci trebuie să se întâmple musă aici ceva? Când se întâmplă ceva, lumea se mobilizează. Partea bună asta. Acum trebuie să fim conștienți că și sângele ăsta nu poate fi depozitat undeva pe o perioadă foarte lungă. El este împărțit în bucățele. Când ai auzit ultima oară în știrile locale, să apară în ziar, la radio, uite, avem și radio pe Roman mai nou, apropo, n-am spus nimic până acum, rușine nouă, am lucrat pe frecvența respectivă ani de zile, acum aparține altei firme, să spunem, concurente pe piața locală de informații, vorbim de Roman FM, dați-mi voie să zic numele ăsta. Când ai auzit ultima oară pe canalele de informare locală, de la centru de transfuzii din Roman, ne trebuie sânge, grupa sanguină asta, veniți și donați. Nu, n-am auzit treaba asta. Nu, sunt două persoane aici care se ocupă efectiv de donare. Doar știi, ai fost acolo. Da. Sunt cele două doamne asistente. Dar au conducerea. Deci nu mai știu ce este la piața. Chestia e în felul următor. Ceea ce pot să confirm și cred că e valabil peste tot. În momentul în care au avut nevoie de grupa mea de sânge, m-au sunat. A, că te-au în baza de date. Da. Deci, baza de date se rezumă la veșnicul registru ăla imens, pentru că nu știu de ce trăim în 2016 ca să scriem tot cu pana pe pergament. Nu mai are nicio importanță. Chestia e că foarte repede pot să identifice. O să trebuiască să vină o altă persoană. Dar e card de sănătate, frate. Nu apare grupa sanguină acolo. Păi, uite, spre marea mea rușine, având cardul de sănătate, nu mai știu dacă am dat și informația asta. Și știu că alții nu știu grupa sanguină, cei mai tineri, și au cardul de sănătate. Deci informația asta încă nu este actualizată la toată lumea. Pe vremuri, când era buletinul de identitate, era obligatoriu ca să fie pusă ștampila cu grupa sanguină. Pentru că când am luat eu buletinul, mi-a luat sânge, o seringă de sânge. De-abia după, în anul ăla sau după anul ăla, au început să identifice grupa de sânge mult mai simplu, printr-o singură înțepătură în deget, 5 picături date și în 3 minute să spună grupa sanguină. Deci până atunci era o procedură care dura 24-48 de ore ca să spună grupa sanguină. Nu mi-aduc aminte așa. Dar tu erai prea mic ca să-ți aduci aminte treaba asta. Deci tu n-ai mai prins când ți-ai luat buletinul. Am avut buletinul, dar... Mă refer că în 85, cred că, sunt sigur că în 85, cine se ducea să-și afle grupa sanguină la Roman, deja înțepa în deget. Da, de acord. La Roman. Da. Dar în alte orașe mai micuțe, se lua încă din venă. Încă din venă și era trimis la laborator și era o procedură mai greoaie. Acum, cum să spun, te-ai suit în ambulanță, teoretic, din ambulanță îți poate lua cele 5 picături de sânge și când ajunge la spital deja să spună ce grupă sanguină ai și asta. Și intervine surpriza pentru că nu e grupa ta sanguină. Se vedea cazul femeii care i s-a făcut o transfuzie cu altă grupă sanguină, de a muri femeia de septicemie. Avem aici niște semne de întrebare, nu intru în cazul ăsta, dar știi că colegul Ciprian spunea de o grupă sanguină. Da, greșită, da. Eronată. Da, după 18 ani să-ți dai seama că ai altă grupă sanguină, e cam... Da, despre de cazul cu grupa sanguină. Da. Presupun că erori există peste tot. Logic. Da. Trebuie să existe. Și am întâlnit situații în care cineva declara grupa sanguină, păi are tata, are mama, am și eu grupa
Asta, și mi-a spus mama că asta e grupa mea. Da, dar nu s-a gândit nimeni la poștaș. Și, deci, sunt multe, multe chestiuni sfatul legate nostru, de asta. Nu vi se face rău, nu deveniți dependenți. De fapt, nu deveniți dependenți de donare de sânge. Dar, de fapt, în sine, probabil, de gest. După aceea, haideți să vorbim despre avantajele personale. Deci, nu, cu unde ajunge sângele, că este de folos. Țineți cont că noi nu vorbim din perspectiva medici, că nu suntem niciunul dintre noi. El da. E donator, eu am vrut să fiu donator, e o poveste mai lungă. Da. Da? Deci, din punctul ăsta de vedere vorbim. Da. Ei, ai avantajul, conform legii, la o zi liberă, cele 7 bonuri de masă, da, tichete, mai nou intrarea în ștrand, mai nou intrarea în ștrand, deci acum pe luna august eu profitați, plus, de ce nu? Absolut, iulie și august, profitați de treaba asta, o zi, un 10 lei acolo economisiți, e super, să stai să te bălăcești, să te recunoști. Decât să plătești intrarea, dai 10 mililitri sau cât să ia? 450 de mililitri. O halbă de bere, o halbă de sânge. Exact. La exact. Schimb. Da, cu intrarea în ștran 10 lei, tu ți-ai două halbe. Corect. Deci te-ai hidratat perfect. Așa. Și la 3 donări consecutive, pe parcursul unui an, dacă nu mă înșel, beneficiezi și de un set de analize gratuite. Care în mod normal te-ar costa de te-ar înnebuni. Ar costa niște bani. Și pentru mine... Nu a fost și acest motiv. Evident. Nu beneficiam de cele de analize gratuite când am început eu da. Să donez și până acum 2 ani de zile. Acum 2 ani de zile s-a introdus această chestiune. La 3 donări să... Pentru că oricum se făceau analizele. Oricum se fac analizele. Sângele nu... Cum spun eu, pot să mă duc să declar mincinos că sunt sănătos, nu că n-am avut nicio problemă, nu știu ce. Da? Ei fac analizele. Deci atunci când se recoltează sângele, se recoltează și separat pentru analize. Nu pleacă sânge infestat, da. Infectat, neconform către bolnavi. Deci sunt mai multe aspecte de care trebuie ținut cont. Zi liberă, tichete de masă și analize gratuite. Și intrarea la ștrand. Și intrarea la ștrand. Plus posibilitatea să ieși câștigătorul la tombola asta. Pe care dar nu știu ce e cu tombola. Dar e pentru tombola că... brie aici, uite, scrie. N-am văzut știrea și... Primăria s-a decis să instituie și un sistem de premiere a celor care se decis să doneze sânge stimulent ce se va acorda prin organizarea unei tombole. Care va fi premiu? Încă nu știu... Da. Dar va fi un premiu acolo. Nu se știe. Dai seama cum sunt fiert pe tombole și pe asta aș fi participat. Da. Pentru că am donat săptămâna trecută, nu mai am voie. Dar tu îi dea în baza de date. Dar nu trebuie să... Nu, presupun că toți cei care donează anul ăsta, că nu e foarte clar. Da, dacă vii să câștigi, să mă anunți și pe mine și... Nu știu care ai câștig, cu o bicicletă, că o bicicletă deci, vreau, știi? O bicicletă, da, tu ești ca ăla. Butelia. Știți care e povestea? Doi la mână, schimbul ăsta de sânge, faptul că nu știu cum să zic, că îți întinerești sângele, cum să că îi dai refresh. Regenerare. Dar nu mai benefic poate să fie. Cred că da, adică nu intrăm în discuțiile de genul ăsta. Lăsăm medici să vorbească. Da, am donat 30 de litri de sânge. Nu. N-ai murit încă. Nu ești murit. Dependent. Și cunosc persoane care se apropie de 60 de ani, că până la 60 de ani poți dona, cred că nu mă înșel. Un an, doi nu mai contează, dacă poți dona până la 62 nu are nicio importanță în momentul de față, care au donat damingeana de 50 de litri. Serios? Da. Și nu au nimic, sunt sănătoși, totul este ok. Cunosc persoane care au 70 ceva de ani și care au donat efectiv constant, da? Deci iarăși au damingeana de sânge și pe cine știu că a fost un material cu cineva care donase aproape 100 de litri de sânge. Deci persoana respectivă de la tinerețe până la bătrânețe. Nu odată. Deci, nu de odată. De la tinerețe până la bătrânețe. Da? Și e ok. Deci, plus încă un avantaj și asta vi-l spun eu din punct de vedere personal, da, am încercat să donez sânge, atmosfera e absolut bestială. Deci trebuie să fii nebun să nu te duci să te simți bine cu oamenii de acolo. Nu știu, ei fi prins eu pe aia veseli, poate. Donatorii, da, plus domnișoara, nu știu ce e. Doamnele asistente. Ce peste
el să merge acolo, ce fel, bine, dacă n-aș fi fost problemă că nu pot să donez, eu m-am distrat de minune acolo, adică o atmosferă atât de prietenească și de... Da, așa, nu trebuie să fie, lumea trebuie să înțeleagă chestia asta, că nu, acolo nu e pe sistem viteză. Îmi povestea cineva că dona prin 70, cum se făcea donarea? Te duceai, băgai mâna. Da. Așa, deci... Clans. Și clan, stăteai în picioare, îți lua sângele acolo și... Hai, îi dădea, îi dădea așa atunci un bon la restaurant. Așa, da, care, da, da, la cantina socială, la... Eu știu că am mers o dată cu maica mea la un restaurant din Câmpul Moldovenesc, dar era obligatoriu și îți dădea paharul de vin roșu. Da, păi... Acum... Dovedit medical, da, că nu vinul ăsta se transformă în sânge. Apa se transformă în vin, da. Dar vinul nu sânge. Acum, deci, te duci calm, stai de vorbă. Da, au fost odată, și trecem de la subiectul ăsta, da. Acum 2 ani, un partid, pe care nu-l iubesc eu, unul singur care nu-l iubesc. Așa, a adus o gașcă de donatori. Voluntari. Campanie, pac, pac, uite cum donăm, cum nu știu ce. Bineînțeles că până s-au organizat ei, oricum noi cei care donam eram deja înăuntru, se mai întâmplă și anumite incidente în funcție de starea asta. Deci s-ar putea ca după ce scoate acul să mai sângerezi puțin. Da. Dar, deci nu, e clar, doamnele asistente spun, nu te ridici, stai acolo, că mai sunt unii care spun, a, gata, eu să... Și pică în nas. Nu, n-am văzut treaba asta niciodată, sper să nici nu văd, dar cineva, tot donator cu vechime, s-a ridicat, agitat omul, deci să plece la muncă, deci nu vrea nici ziua liberă, așa, s-a ridicat și a țâșnit sângele. Deci n-am mai stat câteva minute, 2-3 minute, nu trebuie să stai mai mult. Și asta nu se întâmplă des. Deci, din ceea ce am văzut eu, așa, deci se întâmplă, în anumite momente s-ar putea ca organismul, știu eu, să reacționeze puțin altfel, la modul că sângerarea să nu se oprească pe loc. Oricum, doamnele asistente sunt pregătite să intervină. Da. E, și atunci am zis, fiind donatorii aia aduși de partid la ușă, zic, domnul, ieșiți afară acum puțin. Să vă vadă ea. Să vedem câți donatori voluntari sunt din partea partidului. Și au plecat așa toți. Da, n-a ieșit. Într-un minut s-a oprit sângerarea, a fost pus plasturile, nu-i absolut nicio problemă. Deci Meric. Nu trebuie să vă speriați dacă vedeți cazuri de astea, pentru că știi, clar ce, că... E uimitor ce zici tu, să nu intrați în panică dacă o să vedeți cumva sânge la o donare de sânge. Da, corect. Hai să vedem altă știre în alt mediu. Trăim într-o societate în care, deși e normal ca populația să se implice în anumite situații, e îngrijorător atunci când populația se implică mai mult decât persoanele pe care le-am ales să ia decizii pentru situațiile respective. Nemțenii s-au dus și ei sau vor merge să dea o mână de ajutor la Vatra Dornei, unde știm cu toții cazinoul din perla Moldovei, Vatra Dornei, cazinoul se află într-o stare deplorabilă. Sunt mai multe clădiri cu valoare atât arhitectonică cât și istorică care se găsesc în momentul ăsta într-o stare deplorabilă, da. Da, nu știu cum să-i mai spun. Și atunci populația se implică prin diverse organizații, se implică în măcar restaurarea acestor chestii în condițiile în care administrația publică locală nu este capabilă măcar să pună la punct detaliul ăsta infim, și anume, cui aparțin aceste clădiri? Da? Știți cu cine e litigiu? Cu Biserica Ortodoxă Română. Arhiepiscopia Sucevei. Încercăm să vedem știrea ca să vedeți toate detaliile. E destul de lunguță, dar merită să o vedeți și după aia o să ne dăm cu presupus. Poate o să fim mai scurți. Vedem știrea. Da, părerea. În perioada 29-31 iulie, în stațiunea Vatra Dornei din Suceava, va avea loc cea de-a doua ediție a unui festival de artă și cultură urbană, organizat de un grup de tineri din Vatra Dornei și Cluj-Napoca, cu scop caritabil de reamenajarea spațiilor din preajma cazinoului din Vatra Dornei. Ținta declarată a acestui proiect complex și generos este aceea de a căuta și oferi autorităților soluții de rezolvare a unei probleme care trenează de ani de zile, aceea de a reamenaja și valorifica o zonă cu potențial turistic extraordinar. Cultură urbană
Union, iar conceptul din spatele festivalului este de a reactiva niște zone cu probleme, de a reactiva niște spații care au o valoare și poate fi valorificată mult mai bine decât se întâmplă la ora actuală. Și e vorba de niște spații limitate în paragină, să zicem așa. De exemplu, spațiul pe care m-am concentrat anul trecut și anul acesta este grădina din spatele cazinoului din Vatra Dornei. Este chiar la intrarea în parc. Este o grădină care poate fi pusă în valoare mult mai bine. Au loc mai multe manifestații, mai multe evenimente în această grădină, dar ne-am dorit să vedem o amenajare mai deosebită. Ne-am dorit să vedem acea locație mai mult pusă în valoare. Acest grup entuziast de tineri cu vârste de până în 25 de ani vor să atragă atenția autorităților privind responsabilitatea pe care o au în reamenajarea și conservarea patrimoniului cultural și arhitectonic al stațiunii Vatra Dornei, perla Moldovei, care din păcate are multe monumente în stare avansată de degradare, așa cum este și cazinoul. Tinerii sunt conștienți că restaurarea unui monument de o asemenea valoare este uriașă și că nu se poate face doar prin voluntariat. Acțiunea tinerilor se vrea un semnal de alarmă în ceea ce privește nepăsarea autorităților față de conservarea unor monumente arhitectonice de valoare inestimabilă, care ar putea aduce profituri uriașe zonei. Pe de altă parte, tinerii vor să atragă atenția autorităților că trebuie rezolvat cât mai curând posibil litigiul dintre autoritățile locale și Arhiepiscopia Sucevei legat de proprietățile terenurilor din zona. În programul manifestărilor legate de organizarea celei de-a doua ediție a Festivalului de Cultură Urbană de la Vatra Dornei sunt înscrise concerte ale unor trupe tinere, o secțiune de artă culinară care vrea să aducă un alt concept despre ceea ce înseamnă mâncarea adusă în stradă. Vor fi promovate mâncăruri specifice zonei, dintre care o parte extrem de rare. Se va veni și cu o serie de noutăți gastronomice care ar putea ocupa un loc în alimentația generațiilor tinere și nu numai. Manifestările se vor derula în preajma cazinoului din Vatra Dornei. Pe fațada monumentului vor avea loc și proiecții de filme artistice, dar și un atelier de restaurare de biciclete. Mai avem tot felul de activități
noi un atelier de creare și restaurare de bicicletă organizat de cei de la Reborn Bicycle, care scopul lor este de a prezenta bicicleta ca un stil de viață și mai mult de atât ca un hobby. Bicicleta nu trebuie văzută doar ca un mijloc de transport, iar băieții vor veni cu o idee foarte dragă nouă, vor ansambla o bicicletă cap-coadă împreună cu copiii care se vor înscrie la acest atelier. La acest festival de artă urbană de la Vatra Dornei sunt invitate și două trupe, Broken People și English Breakfast, care au în componența lor artiști tineri nemțeni. S-au înscris mai multe trupe la Arată de la Dorna Art și ne-au plăcut foarte mult pe acești copii pentru că sunt foarte talentați. Este vorba de trupa Broken People, o trupă tânără și aceasta a fost și ideea noastră de a avea și de a atrage cât mai multe trupe tinere care sunt de la început de drum, care vor să se promoveze, care vor să învețe și de ce nu să le deschidem o cale, o oportunitate de a intra în contract cu alte trupe, poate mai mature, mai experimentate și împreună să dezvolte proiecte noi, să găsească căi de a colabora. Noi încercăm să le oferim posibilitatea de a intra în legătură unii cu ceilalți și de a se împrieteni și eventual de a colabora împreună. Formația Broken People se fiază pe ideea noastră foarte bine, motiv pentru care ne bucurăm foarte mult să avem la Dorna Arca și invitare. Iar de la piatră am văzut trupa English Breakfast de la... Da, într-adevăr, de la Dorna Arca vom avea English Breakfast sau Pieta Marin, cum s-a numit înainte. La fel, English Breakfast este o trupă tânără care merge pe aceeași idee cu Broken People și anume faptul că tinerii din ziua de astăzi știu să aprecieze muzica bună. Activitatea celor două asociații organizatoare intitulate simbolic Asociația Redescoperă Vatra Dornei și Asociația Kilometrul Zero din Cluj sunt concentrate pentru moment doar pe proiecte de sprijinire a reabilitării monumentelor din Vatra Dornei, orașul natal al tinerilor organizatori. În măsura în care vor căpăta experiență și vor fi solicitați, grupul de tineri entuziaști își vor putea oferi expertiza și spre alte localități din România care vor dori să organizeze asemenea manifestări. Vedeți, dacă acțiunea acestor tineri nu e întâmplătoare, sunt tineri care atât în Roman, Iași, uite, Vatra Dornei. Tineri care nu au acțiuni la cazinou, deci care nu... Dar ce cazinou l-a închis? Ai văzut cum arată acum? Da, mă refer la ideea că în momentul în care va fi refăcut, că vor avea de câștigat bani, deci câștiguri materiale, nu e vorba de câștiguri materiale pentru cei implicați aici. Câștiguri materiale sunt cei care se bat în instanță pentru a-și dovedi dreptul de proprietate asupra clădirii. Nu înțeleg exact care este dreptul de proprietate asupra unui cazinou a Arhiepiscopiei Sucevei. Nu, bine, atât terenul de sub cazinou, presupun că îl dorește Arhiepiscopia. Nu neapărat cazinoul. Clădirea. Nu cred că e în... Acum clădirea, în starea în care este... Că eu nu mi-aduc aminte Biserica Ortodoxă Română să construiască așa ceva, cazinouri. Clădirea a fost gândită ca și cazino de la bun început. Toate jocurile de noroc sunt cu binecuvântarea... Da. Și toată existența noastră e un joc de noroc, că la final... L-ai văzut la biserică pentru aprins lumânări. Vii, morți, 6 din 49. Da, 6 din 49, da, am văzut. Băi, aveam o idee de reportaj. Și am văzut, numai puțin, să nu îți uiți ideea, deci odată mergând la biserică, am văzut pus la icoană bilete la loterie. Pe cuvânt de onoare că am avut tentația... Satana, mă gândea, să iau biletele respective. Unde era asta? Puse la icoană, la... Am văzut și eu pe cineva care a mers cu biletele la loto să îi le sfințească, nu știu, le-a frecat de icoane. Înțeleg că oamenii au ajuns într-o situație disperată în care își pun speranța în absolut orice. Am fost la mănăstirea la Giurgeni. Nu, eu personal, eu am stat afară, știți că încă nu s-a inventat biserica în care să intru. Cu paratrăzitul în mână a stat. Încă nu s-a inventat biserica în care să intru eu. Ideea ce mi-a sărit în ochi în momentul respectiv este multitudinea de mașini parcate până în deal, nu știu dacă ați fost pe la Giurgeni, un deal acolo. Erau mașini parcate... Câte 2 km, deal, nu? Cam așa. Toate au luat-o la vale, știi, toți cu șoferii la vale spre... Bă, unde zic, unde plecați, frate? E umbră în altă parte. Zice, nu, dar vine părintele și sfințește mașinile gratis. Și am stat și mă întreabă un șofer, dar matale, nu-ți duci mașina? Zic, domnule, pe mea dacă ar spăla-o.
Așa de sfințit să dea cu... Nu mă interesează. Dar dacă mi-a răspăla, o, da, ar fi gratis. Că ăsta costă mult. Sfințitul, scuză-mă. Da? Și nu m-am dus. S-a uitat oamenii ciudat la mine. Zic, cum să fii, mă, la mănăstire la Giurgeni și să nu-ți sfințești mașina? Da, zic... Să știți că în zona ajung și sataniști și dar eu nu sunt satanist, atei nu și musulmani. Înțelegi? Nu da, sfințește mașina da. Gratis. Mi-a plăcut că a făcut gratis. Frate, dar de obicei cât ia bani pe chestia asta? Da, da, da. Se dau, dau bani. Pentru că eu o activitate de prestări servicii. Da. Bun. Am trecut de la cazinoul din Vatra Dornei. Da, ideea e că nemțenii dau o mână de ajutor, locația, la fel ca și alte locații care erau într-o perioadă o să primim extrem, niște imagini de acolo, o să primim mai multe după informații. 31 iulie, după da. 31 iulie, când se va termina festivalul ăsta, Festivalul de Artă și Cultură Urbană. Hai să vedem. Deci, grup entuziast de tineri cu vârste de până în 25 de ani. Da, sunt tineri care se implică. Vorbim de două organizații din Vatra Dornei și din Cluj-Napoca. Da. Ei doresc reamenajarea spațiilor din preajma cazinoului, nici măcar cazinoul, că n-ar avea... Să cer să fie ordine, curățenie... Bun, da. Că vorbim da, de niște manifestări tinerești, o să fie muzică, mâncare adusă în stradă tradițională din zonă de acolo. Da, da, deci e și un business pentru cei... Care Vatra Dornei nu este un oraș urât, dimpotrivă. E într-adevăr micuț, nu se întâmplă mare lucru, îi bătrânesc ca mai toate orașele de provincie. Da, eu... Mici. Dar ce mă deranjează și mă enervează în dragi, pentru că am fost pe acolo, chiar cu teatrul Dan Alexandrescu am jucat, suntem invitați aproape da, fiecare fost, dată da. la Vatra Dornei și oamenii de acolo ne plac. Da? Și ei pe noi și noi pe ei. Da. Foarte deschiși, receptivi. Ce n-am reușit să înțeleg este, uite, băile Herculane, Amara, Vatra Dornei, cum s-a ajuns în situația în care din sute de, zeci de mii de turiști anual să nu mai vină unul. Da. Interese financiare. Ai văzut cum arată Herculane acum? Am văzut niște fotografii, arată urât, am văzut niște materiale dacă la Pro TV. Da. Pentru că au fost interesele unor persoane care știau despre ce este vorba în zonă, conștiente că vor câștiga mai devreme sau mai târziu, dar conștiente că vor câștiga din retrocedări, din revânzări. Da. Deci și-au putut să tragă sforile, să cumpere pe un preț mic și acum țin ca să vândă pe un preț mare. Cam asta ar fi ideea principală. Mult mai multe chestiuni. Vatra Dornei, Amara, Lacul Sărat, Govora, sunt stațiuni, la noi, unde era Bălțătești? Da. Mai știe cineva de Bălțătești? Este funcțional la un nivel micuț, e altă treabă. După ce ești la pensie, ai să ajungi pe acolo. Dar ce mai izvorul cu Gerovital sau ce e acolo? Păi, acolo pentru ușurarea bătrâneții. Da, pentru ridicarea bătrâneții? Total? La Mamaia. Costinești. E la Costinești, da. Că la Mamaia ce? S-a ajuns la niște prețuri de nu poți să te apropii. Ca personal să te apropii. De Mamaia? N-ai înțeles. Mamaia și a devenit una dintre stațiunile cele mai scumpe de prețuri. Da, da. La pensie tu nu vei mai fuma așa de mult. Zici? Vei mânca mai puțin. Vei avea cheltuieli mai mici, că te vei culca de vreme, te vei trezi... Plus că în continuare nu să am nevastă și copii. O să fiu singur pe salarizare. Deci tu o să aduni o grămadă de bani. Oh, da. Așa, și vara este duci 3 zile la mare să țipești în club acolo. Între silicoane. Drop the bass. Da. Dacă o să țipesc între silicoane, am să-mi fac o fotografie, un selfie, să-ți trimit ca să vezi ce vin o duc. Da. Dezinteres pentru posturile, și am mai vorbit și pe titlul ăsta, dezinteres pentru posturile din spital, să nu mai spună nimeni că nu se scot la concurs. Ce posturi? Avem aici scris... Brancardieri, infirmieri, îngrijitori de curățenie, printre altele, da? Atât personal medical cât și nemedical. Deci, la brancardier ceri o anumită pregătire? Trebuie să ai ceva.
Nu mă refer numai ca școală, liceu sau 10 clase sau 8 clase. De exemplu, la infirmier, clar că ar trebui să ai un curs de infirmier, da, nu? Da. Ceva. Îngrijitor la curățenie, la îngrijitor curățenie mă gândesc că cât de cât e ok, la brancardier o minimă informare și pregătire după ce ai câștigat un concurs care îți dovedească că ești normal. Să-ți aminte de discuția de săptămâna trecută în care dacă ai studii superioare ai șansa să fii agent de pază? Da. Deci presupun că pentru îngrijitor de curățenie îți cer cel puțin masteratul, doctoratul. A fost o discuție de genul acesta cu o chestie, canadieni. Deci știi că au un anumit mod de a selecta pe cei care obțin viza la ei. Și a fost o discuție odată cu o tipă din Brazilia, care avea facultate făcută și nu știu ce, și când a ajuns în Canada... Facultatea în valoarea 2 bani. Ca să lucreze ca om de serviciu, ceva, mult sub pregătirea ei. Și au explicat canadienii. Dom'le, dacă tu ai studiile astea, tu trebuie să dovedești practic de acum ce știi și cum știi. Și pornești de jos, de la curțat cartofi. Nu, te duci, dar dacă tu vii, de exemplu, mă duc eu în Canada, da, nu știu engleză, nu știu franceză, și aș putea să fiu medic, chiar dacă am lucrat aici 10 ani, presupun că medicina e la fel peste tot. Aș putea să... la medicină, deci un lucru foarte important, să înțelegi ce îl doare pe om. Deci tu spui mie că ăștia de la Coroșvari reușesc să pună antet în 3 limbi diferite pe un act și te duci la un notar și are angajat un translator din român în română, pentru că vorbim de cetățeni români în România, și nu ar avea ăia în Canada un interpret cu care să te poți, deci, prin care să te înțelegi cu... La spital, deci... Tu ca medic ai pacientul care vine și îți vorbește și îți spune. Da. Nu știu pe câți ai văzut mergând la medic cu translator. Dacă e nevoie. Una la mână, doi la mână, pacientul care nu poate să comunice. Și tu trebuie să știi ce să ceri colegilor din echipa care lucrezi, care sunt englezi, francezi. Domnule, am înțeles ce spui tu acolo. Deci, nu? Pregătirea, studiile sunt una, punerea lor în practică este altceva și depinde de voința celui care are diploma respectivă să dovedească că este bun. Pentru că avem o grămadă... Și sunt discuțiile astea cu... domnule, au făcut facultatea și taximetrist. Și cred că îi place. Probabil. Știi că dacă e taximetrist... Că am întâlnit persoane care au lucrat ca taximetrist în timpul facultății. Au lucrat după aia încă un an, după care au evoluat. Au lucrat vânzător la tarabă. După care a fost la concurs, s-a pregătit în continuare și a putut să meargă pe specialitate, chiar pe specialitatea lui. Da. Sunt persoane care au făcut facultatea de limba și literatura română. Da? Da. Profesor, și a ajuns director de vânzări. Și omul a explicat că, domnule, mă întrebau unii, dar n-ai făcut ASEU-ul astea? Domnule, vânzarea înseamnă discuție, comunicare. Da. Și aici toată chestia. Ce facem însă cu cei care sunt, uite, personal nemedical, brancardieri, infirmieri, îngrijitori de curățenie? E un salar mic și bănuiesc că și asta pune o piedică. 2,5 notă, mă scuzi, 2,5 notă pentru un îngrijitor de curățenie, nu știu ce spital din România. Explică-mi, te rog, fenomenul ăsta. Un îngrijitor de... Care a fost testul? Cât de repede învârte mopul? Câtă apă duce în găleată? E o problemă. Știi de ce? Pentru că îngrijitorul de curățenie trebuie să știe și cum amestecă acele substanțe de la Hexifarma ca să iasă una dezinfectantă. Să iasă una dezinfectantă, să știe să citească o etichetă, să știe că poți să folosească clorul în colțul ăla al holului, nu în salon. Asta le decide îngrijitorul de curățenie. El nu primește de la un medic care îi spune, bă, nu folosi clor în chirurgie. Băi, medicul e medic. Altcineva răspunde, managerul, administratorul... Domnule, cineva îi spune, nu folosi acid sulfuric pe patul ăsta. Da, mă, dar îi dau și scris. Înțelegi? Îi dau scris, că verba volant, da. Scrisul rămâne. Corect. Domnule, vină încoace. Ia și citește ce este... Așa. Un
Bun, mă, și ce a dat dacă era luat 2,5? Ce a dat? Sara la istoria contemporană? Băi, nu știu ce a dat. Hai să mergem să le cerem celor de la spital. Nu cred că ar fi o problemă să ne dea ce în ce a costat testul respectiv. Pentru că ați văzut, apar broșuri cu teste date, cu subiecte date la examen de admitere la facultăți. Așa, să facem o broșură cu teste... ca să fii brancardier. Ca să fii brancardier, să fii... Iei 10 la cunoștințe teoretice când e să-l ridici pe un pătar, că nu poți, că tu ai 15 kg. Păi, este și chestia de interviu pe... metoda de selectare. Mă întreb dacă în testele astea ale lor, și nu vreau să spun că ăștia de la spital sunt răi, dar se discută de ani de zile, numai de când lucrăm noi și facem emisiunea asta împreună, cred că nu avem emisiune în care să nu vorbim despre oameni care sunt nemulțumiți de activitatea celor de la Spitalul Municipal din Roman. De modul în care arată spitalul, de cum duhnește spitalul, de bunul simț de acolo, de șpăguțe și mai departe. Dar... întreb, există în Statele Unite cuvântul ăsta, bedside manners. Astea se dau în testul ăsta, însemnând modul tău de a vorbi cu pacientul. Că ești brancardier, infirmier, om de curățenie, asistent medic, director. Educația, profesionalismul, modul de comunicare cu pacientul, astea se dau în testele astea? Sau unii pur și simplu, hai tataie, piște mai repede, hai că n-am timp să stau după tine. Deci cam așa vorbesc îngrijitorii, infirmierii, asta, sau deci mă interesează așa. Ce cloruri ce nu, deci, pune el acolo? Treaba sau? Lor asta este, deci îngrijitorul de curățenie, da. Infirmierul are o altă misiune. Corect. Destul de clară, da? Și brancardierul o altă misiune, iarăși importantă, pentru că a te lua de pe masa de operație și a te pune pe targa care te duce spre ATI sau da. A te duce și de la ATI. Să ajungi cât mai repede dintr-o parte în alta și că trebuie și, să... cum ești mișcat, cum e coloana ținută fixă, fără... Da, fiecare miserie are problemele ei. Exact. Sunt chestii de comunicare care țin de comunicare, de cum trebuie să-ți faci treaba... ca să trecem după aia la alt subiect. A fost o știre cu pneumologia de la Sighișoara și managerul de acolo, deci, cum spun, vizibil, clar, geam putrezit, mucegai, da, perna... Le-am pus pe Facebook deja. Da, perna murdară. Băi, ține de... Deci tu ca manager să spui că nu ți-au spus oameni din subordine? Ești un manager prost și trebuie deci, să... Deci tu ca manager... Deci, uitându-ne în firmele de producție care se întind pe hectare întregi, deci își face timp managerul respectiv să treacă periodic prin zonele respective, pentru că una e cu cifrele, care le interesează foarte mult și au o importanță foarte mare, dar să vadă și să știe realitatea în momentul în care îi se vorbește despre un anumit indicator economic de producție de la care se face în hala 5 în colțul din stânga așa, el să vizualizeze treaba aia, să știe, bă, stai așa o clipă că acolo avem o problemă. Să adun întreg și să exact. Nu poți, ca manager de spital, să nu treci o dată pe săptămână. Da, mi-a plăcut declarația omului, da, când tipa asta a venit să facă scandal, mă, nu să fie internată, spunea el, directorul spitalului, despre persoana care a reclamat. Managera. Despre persoana care a reclamat povestea asta. Deci nu știu ce se plânge de perne murdare, că aia nici măcar nu era perna ei. A, de ceilalți pot să moară? Dar nu știu de ce te plângi tu, mă, că nici măcar nu era mizerie pentru tine. Că tu ai venit cu perna de acasă, că tu ai venit cu cearșaful de acasă, da? Da. Așa? Te interesează jegul din jur? Te interesează că ăla moare, că ăla moare? Îi neam cu tine? Nu-i neam cu tine, lasă-l, domnule. Da, suntem cu probleme mari. Foarte mari. În ceea ce privește sistemul de sănătate, cel puțin. Nu, e vorba de oameni. Măi, e vorba și de fonduri, că nu o să vină directorul spitalului, deci, managerul în fețe de pernă. O chestie, deci au spălătorie. Au, se dacă nu au cu ce să o plătească. Au spălătorie, au mașini de spălat, au detergent. Există în toate spitalele, dar e o chestie de spitalul de oameni. Spitalul municipal roman își spală, eu tot arăt încolo, habar n-am unde e. Încolo, da? Își spală în spitalul municipal rufăria, s-a externalizat serviciul? Au spălătorie, dar dacă atâta vreme cât au utilajele. Și când au oamenii, acum că o fi externalizat, dar e tot în interiorul spitalului, știi? Deci tot acolo. Nu asta e important. Vreau să spun o chestie de
mentalități de, de oameni. Ai auzit de vorba aia, de a pune gunoiul sub preș. Da. De a face curățenie, șterg praful de pe masa asta fără să miști niciun obiect de aici. Da. Deci când operațiunea de a șterge praful înseamnă eliberez tot de pe masă, ai șters praful, deci ofișa postului foarte bine elaborată. Cineva, o tipă, a mers acum 20 de ani în Germania, a prins un contract undeva să facă curățenie la un restaurant. Discutând după aceea, a fost 3 luni de zile cât a fost prima parte a contractului și a venit, hai de mine, sunt nebune! Dom'le, îți dai seama, a băgat degetul la chiuvetă și a pus mâna și uite că e praf. Cine a făcut armata cam știe că uite că acolo e praf. Sunt lucruri anume, da, corect. Peste tot trebuie să faci curățenie. Și într-un restaurant... Nu e vizibil. Că e vizibil. Și într-un restaurant gândește că în locul respectiv, sub chiuvetă, poți să apară un mic monstruleț. Un și gândăcel... Nu vorbim de Pokémon. Nu vorbim de Pokémon. Un gândăcel care poți să ajungă în mâncarea cuiva sau, mai grav, să ducă un microb. Deci, de la baie, acela a crescut acolo, că acolo nu dăm, că nu se vede. Da. Da? E, persoana respectivă, după... an de zile și-a deschis restaurant. Are aceleași cerințe de la angajații ei? Are cerințele... Da, sunt... mi se pare normal, frate, deci sunt da. Deci, nu știu dacă, dacă persoana respectivă conștientizează riscul sau vrea să arate că, domnule, uite cât te știu eu, da, și tu nu știi. Nu știu dacă operațiunea de, că aici mai este o problemă, de a detalia în fișa postului tot ce trebuie să faci. Da. Și unde trebuie să cureți. Acolo. Și nu sunt nebuni nemții, englezii când fac treaba asta. Cum îmi povestea cineva, am zis că nu mai e o poveste, păi dar mai am o povestioară scurtă, cu prieten care a ajuns în Irlanda și a spus, i s-a dat ca sarcină să vopsească niște uși. Și s-a spus, meșterul i-a spus, bă, băiatul, tu îți merge căpușor, uite, aici ai vopseau, aici e pensorul, așa trebuie să vopsești frumos, deci masa asta trebuie să o dai dintr-un capăt în altul. De fapt, erau uși. Da. Da? Dai pe partea asta așa, ai 8 minute jumate pentru o ușă. Ok. Tipul s-a uitat, 8 minute jumate, dar așa sunt nebuni. Faci în 2 minute asta. Pac, 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 10 uși făcute. Meștele, am terminat. Uite cu atenție și să nu fie probleme. S-a uitat. Am mai văzut, poate, că a rămas aici la colț, nu era... ca lumea, aici mai se scursese puțin, dar meșterea e ok. A venit cu lampa cu ultraviolete. Ultraviolete sau... Da. Aici e mai gros, aici e mai subțire, aici nu ai dat, da? Și pe marginea asta și aici, deci tu trebuia să învârți și să dai Karate Kid. Corect. Se spune pac, 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 pac. Deci e o operațiune care se face într-un anumit fel. De adevăr, o poți face în 8 minute, nu în 8 minute jumate. Da? E timpul tău care îl câștigi. Dar făcând așa e puțin mai dificil. Deci n-ai să o poți face în 3 minute așa cum trebuie. Deci sunt multe lucruri și în spital la fel. Dom'le, nu poți să spui... Deci managerul spitalului din Sighișoara spunea că la 2 ani se fac intervenții. Da. Nu poți să-mi arăți geamul putrezit, lemnul de la geam putrezit. Da, tu mai ai un an jumate de așteptat. Că acum 2 ani sau acum 4 ani sau acum 6 ani a fost reparat geamul ăla. Geamul ăla n-a mai fost reparat de 50 de ani. N-a fost dat cu vopsea. Dar mie, și... dacă e să iau după declarația asta ei, din 2 în 2 ani se fac revizii și păi a trecut jumate de an, spitalul cade, dar mai avem un an jumate de așteptat. Adică că e clădire, monument istoric. Am o problemă asta, mare și cu... La faza asta. Dacă ai o clădire, monument istoric, nu o da în folosință unui spital vere, fă un muzeu dracului, că dintr-un spital musai trebuie să-l modifici cumva ca să primești oamenii în el. Poate îmi pun în cap arhitecții și istorici și asta, dar pentru, aș spune așa, clădire, monument istoric, clădirea care a trecut de 110 ani, da, spuneam până acum 100, dar zic că 100 de ani poți să trăiască și un om, 110 ani, fără să aibă probleme. Da. Dacă nu e monument istoric, a făcut-o arhitectul cu tare și cu tare, fă-i fotografii și gata, dă-o încolo.
să treacă de treaba asta. Ar mai fi vreo 5 minute. Dacă vorbește cu stafful tehnic Neamță. Am mai avea puțin. Așa, deci aici... Dar cred că ne șuprim cu asta. Da? Ce mai era? Pașaportul vine prin curier, deci ca să nu se aglomereze, dar e o ordonanță de urgență și intră repede în... Se dorește. Se dorește. Deci mă duc la piatra, fac fotografia, fac totul și așa cum îmi vine permisul. Prin plic, așa să vină și pașaportul. În condițiile în care ați văzut săptămâna asta mare scandal la Piatra Neamț, la serviciul pașapoarte acolo. Când a fugit șeful serviciului. Da, l-au fugărit pe om acolo. Și aici am vorbit cu oameni, inclusiv în Roman, se stă de la 9 seara pentru a doua zi la 10, pentru că na, serviciile astea lucrează. Da, n-am redistribuit acum 3 ani de zile. Am avut un material în ziarul Ceahlău cu umilințele de la așa, de la acel articol încoace, mi-am făcut o grămadă de prieteni și am văzut că nu se mai poate scrie în presă chiar orice, oricând, chiar dacă e realitatea din jurul nostru. E o problemă nerezolvată nici acum, după 3 ani de zile. Dai un band asta în față. Asta este punctul meu de vedere. Dacă se poate pe mediul online să-ți faci, cum a făcut primarul, domnule, măcar să-mi fac rezervarea sau cum se face. Dar nu e rezolvată de problema la buletinele. Dau un exemplu. Nu? Da. Nu. Se face programarea nu, online. Nu, dar e rezolvată problema. Mai stă lumea noaptea la... De la pașapoarte? La pașapoarte, la cărți de identitate aici în Roman. Da. Deci dacă mergem la ora asta sau la ora 7 dimineața, găsim seara, coadă? Da. Seara găsești, deci oamenii. Deci e o problemă. Mi-au spus cine? Persoane venite din străinătate care au venit să-și rezolve situația. Nu, n-am trecut la ora 7 dimineața pe acolo. Deci ca să văd că este sau nu este coadă. N-am mai văzut, deci după ora 10 nu am mai văzut îmbulzeală acolo. Dacă este coadă de la 7 la 8, nicio problemă. Dacă oamenii respectivi și-au rezolvat problema până la ora 10, e ok. Dar cine lucrează la 7-8? Nu, 10. Nu, la 8 deschide. Zici? La cărți de identitate, la serviciu pentru evidența populației. Nu deschide. Chiar nu știu. Hai că încheiem aici. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Weekend fantastic tuturor. Încercăm să modificăm puțin formatul emisiunii. Tot într-o oră și asta, adică să-i dau de lucru Neamțului pentru o săptămână. Dar că așteaptă omul ăsta acilea degeaba. Da? Vă mulțumim pentru la revedere, weekend minunat! Răcoare!